un aria de responsabilitate mai bine de jumătate de țară și are în compunere brigăzi de luptă, regimente de artilerie mixtă, rachete antiaeriene și cercetare, bază logistică, respectiv batalioane de sprijin de luptă și sprijin logistic. Din partea aceluiași minister, avem prezenți militari și tehnica Centrului 54 Comunicații, RMNC, din Oradea. Cu o istorie de peste... experiență în misiunile externe, iar începând cu anul 2017, Regimentul 69 Artilerie Mixtă Silvania a primit misiunea de constituire a rezervei de înlocuire a echipelor de consilieri pentru teatrele de operații. Urmează detașamentele Centrului 54 Comunicații RMNC Oradea, în fruntea cărora se află drapelul de luptă al unității, decorat cu emblema de onoare a statului major al apărării și cu emblema de onoare a comunicațiilor și informaticii. O istorie de peste jumătate de viață în Armata României, transmișăreștii bihoreni au ca principale misiuni asigurarea funcționării, exploatării și mentenanței centrelor de comunicații ale rețelei militare naționale de comunicații din zona de responsabilitate. Urmează detașamentul Inspectoratului de Jandarm Județean Bihor, general de brigadă Anton Berlescu. Misiunea de bază a instituției este intervenția, asigurarea și restabilirea ordinii și liniștii publice în area de competență din județ.
vigor. Prin misiunile complexe încredințate, jandarmii apără, prin mijloace și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată. Trec acum prin fața dumneavoastră detașamentul canin al jandarmilor bihoreni. Căii sunt specializați în detectarea drogurilor, tutunului, explozibililor și urmei umane și sunt însoțiți de conductorii lor militari alături de care se antrenează zi de zi. Defilează acum pompieri Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor. ISU acționează în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență. Este o structură specializată care îndeplinește funcții de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare și alertare. Vă prezint onorul detașamentul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu din Oradea. Instituția funcționează în fostul local al Centrului de Instrucție al Grănicerilor și continuă tradiția renumitului învățământ de ordine publică și siguranță națională atestat în Oradea în 1919. În continuare, defilează prin fața dumneavoastră detașamentul aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Prin misiunile polițiștilor bihoreni se numără întreprinderea de măsuri pentru sporirea activității de prevenire, descoperire și combaterea infracțiunilor și a faptelor antisociale. Defilează de asemenea detașamentul canin al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Câinii de serviciu sunt folosiți atât în acțiuni de însoțire, patrulare, cât și la intervenții. Vă prezint onorul detașamentul Poliției Locale Oradea. Agenții instituției desfășoară misiuni specifice de ordine publică, combaterea comerțului ilicit, disciplină în construcții și afișaj stradal, respectiv protecția mediului. Continuăm cu detașamentul penitenciarului Oradea. Aflat în subordine Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Ministerului Justiției, penitenciarul Oradea este unitate de detenție cu regim de maximă siguranță. Urmează defilarea mijloacelor tehnice ale Ministerului Apărării Naționale. Începem cu transportoarele amfibii blindate P-33 Zimbru din dotarea batalionului 811 Infanterie Tești. Transportorul P-33 este o mașină de luptă amfibie pe roți, dotată cu armament care oferă... Urmează tehnică din dotarea batalionului 7, aruncătoare proiectile reactive, general Vasile Danacu. Armamentul din dotarea unității este autopropulsat de calibru 122 mm și este considerat pumnul de foc al diviziei 4 Infanterie Gemina. Mobilitatea ridicată a mijloacelor tehnice permite salturi frecvente. Rolată asistență, cerul este survolat din nou de către formațiunea de elicoptere IARA 330M, care efectuează o trecere în diagonală cu eșalonare pe partea stângă, urmată de ruperea formației. Continuăm cu tunurile obuzieri de calibru 152 mm, tractate de autocamioane DAC 665T, tehnică din dotarea batalionului 315 Artilerie Simion Bărnuțiu. Aceste tunuri pot executa misiuni de foc în sprijinul marilor unități luptătoare și poate angaja lupta cu artileria adversă la mari distanțe. Este deservit de o echipă de 8 servanți. Urmează tehnică și echipamente specifice de intervenție din zonale 54 comunicații în RMNC Oradea. Trec acum prin fața dumneavoastră autostațiile Panther 2000H din dotarea centrului.
Acestea asigură comunicațiile radio la nivel tactic, cu performanțe superioare în transmiterea de voce și date, lucru în rețele cu autonomie crescută. Sunt destinate asigurării comunicațiilor radio digitale pe unde scurte și unde ultrascurte, la eșalonele tactice și operative. Urmează containerele de comunicații pe platformă DAC 665T, destinate asigurării comunicațiilor radio-releu, rețeaua de transmisiuni permanentă a rețelei militare naționale de comunicații din Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, asigură legături multicanal de voce și date necesare sistemului de comandă-control la nivel strategic, operativ și tactic. Vehiculele sunt folosite de subunitățile de intervenție pentru terminarea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție, însoțire și intervenții antiteroriste. Sunt prevăzute cu 8+1 locuri, au tracțiune 4x4 și sunt dotate cu sisteme optice și acustice, camere video și stație radio mobilă. Urmează tehnică din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor. Autospecială Smurti B2 din dotarea Inspectoratului, încadrată cu paramedici destinată acordării primului ajutor calificat. Autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate medie MAN, destinată stingerii incendiilor atât în mediul urban cât și rural, dotată cu echipamente de descarcerare și prim ajutor calificat. Ultima tehnică din dotarea ISU Crișana o reprezintă o autoplatformă de intervenție și lansare la înălții, tip MAN, destinată salvării și evacuării persoanelor. Puteți vedea acum un dispozitiv format din tehnică și echipamente din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Bihor. Defilarea continuă cu autovehicule de intervenție pentru transportul personalului în misiuni de menținere și asigurare a disciplinei rutiere și ordinii publice și pentru intervenții rapide. Urmează un dispozitiv format din tehnică autospecifică din dotarea penitenciarului Oradea. Autovehiculele Renault și Mercedes, prevăzute cu 8+1 locuri, sunt utilizate în misiunile specifice de escortare a deținuților. Continuăm.